ziua, dragi prieteni! Sunt Veronica Serețeanu și astăzi voi comodera acest episod împreună cu Anastasia Antoceanu, jurnalistă profesionistă, absolventă a Școlii Finanțelor Publice pentru Jurnaliști, organizată de Ministerul Finanțelor împreună cu FinEDU. După ce data trecută, colegii noștri Iurie și Veronica v-au vorbit mai multe despre administrarea fiscală, astăzi o să încercăm să continuăm seria de podcasturi despre finanțe publice, deja discutând despre un alt segment extrem de important din punct de vedere administrării, vorbim despre administrarea vamală. Acest podcast este realizat de către Asociația Obștească FinEDU în colaborare cu Ministerul Finanțelor, cu suportul Camerei Americane de Comerț și cu partenerii media care sunt privesc.eu și monitorul FiscMD. În cazul în care aveți întrebări sau vreți să aduceți careva precizări vis-a-vis de subiectele care sunt discutate, vă încurajăm să o faceți, lăsând comentarii la acest video și în cazul în care credeți că subiectele pe care le punem în discuție sunt interesante, să le distribuiți și să lăsați cât mai multă lume din prietenii dumneavoastră să cunoască despre aceste subiecte. Bună ziua, Anastasia, și bine ai venit la podcastul Finanțelor Publice. Salutare, Veronica, mulțumesc pentru această invitație și pentru această oportunitate. După cum a menționat și Veronica, îmi spune Anastasia Antoceanu, conduc redacția de știri Agora.md și astăzi am ocazia să prezint invitatul nostru. Este vorba de domnul Vladimir Cemanenco, care este șef interimar al biroului Vamal Centru. De fapt, este unitatea care asigură aproximativ 90% din totalul încasărilor realizate de serviciul Vamal și are în subordine în jur de 30 de posturi vamale. Domnul Cebanenco are o experiență de aproximativ 15 ani în cadrul instituției, a activat atât în cadrul birourilor vamale, cât și în aparatul central, să spunem așa. Bun găsit, domnule Cebanenco! Bună seara și bine v-am găsit! Vă mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre. Noi cred că o să trecem direct la întrebările care sunt cele mai interesante pentru publicul larg, dar nu înainte ca să facem un mic disclaimer, că astăzi, de fapt, ca și de fiecare dată, noi vorbim despre partea de educație în ceea ce ține de finanțe. Cu siguranță că atunci când întâlnești sau când ai ocazia să discuți cu un reprezentant al serviciului VAMAL, te-ai interesa cu mult mai multe alte chestii decât curat aspecte educaționale. Dar astăzi ne focusăm exclusiv pe aspectele educaționale și dacă ne focusăm pe cele educaționale, hai să vedem ce se întâmplă cu implementarea codului VAMAL. Începând cu 1 ianuarie 2024, avem în plină forță intrat codul VAMAL, ceea ce cu siguranță că trezește provocări pentru dumneavoastră ca și autoritate, pentru agenții economici, ca cei care trebuie să se conformeze, pentru persoanele fizice, ca cei care trebuie să se conformeze. Cum vedeți dumneavoastră acest proces, dacă credeți că sunt rezerve și cum le pot fi depășite? Mersi frumos pentru întrebare. Într-adevăr, după cum ați menționat, începând cu 1 ianuarie 2024, a intrat în vigoare noul cod VAMAL, care presupune o oarecare racordare la standardele UE. Vine cu niște îmbunătățiri care aduc careva inovații în sfera de business și în domeniul VAMAL în sine. Pentru început, cumva, ar fi chiar oportun cumva să dau careva exemple de careva inovații, ca atât, dacă tot vorbim de un caracter educațional, oamenii să poată cunoaște ceea ce este în noul cod VAMAL. Deci, în primul rând, deosebirea de start, hai să zicem așa, care o poate evidenția o persoană când citește codul VAMAL, este însăși termenul de atacă în cazul existenței unor decizii nefavorabile. Uh-huh. Deci, dacă codul VAMAL vechi cumva stabilea un termen de 10 zile de contestare, acum avem deja o extindere a acestui termen până la o lună. Deci, cumva vine o îmbunătățire a acestui termen pentru ca persoana să poată să se pregătească pentru a depune acea contestație în caz de dezacord. În același timp, s-a perfecționat, să zicem așa, modul de examinare a acestor cereri în caz de dezacord, apare acel drept de replică care deja organul VAMAL este obligat să-l respecte, ceea ce în cod VAMAL vechi nu era. De asemenea, o mare inovație, să zicem așa, în ceea ce ține cu implementarea noului cod VAMAL este însă digitalizarea întregului proces de vămâire. De la 1 ianuarie, practic, de iure, am scăpat de acele hârtii declarații VAMALE care se depuneau la posturile VAMALE. Acum totul merge prin sistemul
Scudovol, digitalizat, cu scanare de documente, tot merge informațional, rămânând acea urmă informațională la orice intervenție care o are funcțional vamal în procesul de vămâire. De la începutul prezentării mărfurilor și începutul vămâirii până la finalitate cu liberul de vamă. O altă inovație reprezintă termenul de plată a obligațiilor vamale. Mai nou, datorii vamale, cumva termenul a fost ajustat și el. Dacă anterior era prevăzut un termen de plată până la depunerea declarației vamale, mm-hmm. și ulterior în timpul de vămâire puteai să achizi doar diferența care apare în urma rectificării unor date, cod, valoare și așa mai departe. Acum codul vamal nou permite o amânare sau o amânare de plată până la 7 zile de la momentul notificării datoriei vamale. Adică, simplu spus, agentul economic depune declarația vamală în situația în care nu dispune de mijloacele bănești necesare pentru a putea fi încasat de către organul vamal și acordat liber de vamă, dânsul este în drept să amâne această plată cu 7 zile, doar cu condiția constituirii unei garanții. Pentru AIO, agenți economici de încredere, acest termen este de până la 1 lună, de asemenea cu constituirea unei garanții. De asemenea, s-a perfecționat și mecanismul de executare silită a unei datorii vamale. Dacă anterior, cumva, codul vamal stabilea anumite exigențe că vama intervine în forță și cumva îl sugrumă, hai zicem așa, pe operator economic, acum există o procedură care permite agentului aflat deja în dificultate, în calitate de debitor și în procedură de încăsare silită, să încheie acel contract de eșalonare sau de amânare a plăților cu organul vamal, astfel stabilind un grafic de plată benevol, nesilit de nimeni, încheia cu organul vamal, totodată având efect și suspendarea și ridicarea tuturor măsurilor de încăsare silită. Deci el activează vama și încăsează banii care deja au fost, cum se zice, stabiliți anterior. De asemenea, ca inovație a fost introdusă notificarea de intrare și de ieșire și vămâirea centralizată, mecanisme noi care, din păcate, încă nu sunt puse în aplicare în Republica Moldova, urmând a fi puse în aplicare abia după 1 ianuarie 2026, însă aceste mecanisme cumva oferă acea posibilitate organului vamal de a acționa din timp până a veni marfa în țară, ceea ce va îmbunătăți și facilita, accelera chiar procesul de vămâire. Notificarea de intrare și de ieșire, care ideea acestea. Se informează din timp organul vamal că Moldova urmează să intre o marfă sau să iasă o marfă într-o anumită perioadă de timp, până a se realiza de fapt o acțiune respectivă. Ceea ce dă organul vamal timp suficient pentru a realiza acea analiză de risc necesară pentru a depista eventuale încălcări, nereguli sau neconformități. La capitolul contravenției vamale, de asemenea, s-a făcut o claritate față de codul vamal vechi, fiind stabilită o nouă formă de sancțiune materială, astfel încât, dacă în codul vamal vechi ea prevedea un procent din valoarea mărfii, acum avem o altă formă de sancțiune, este un procent din obiectul contravenției, fie el marfa care nu s-a declarat valoarea lui, fie acea diferență de plăți de la care s-a încercat a escheva. Deci amenda va fi un procent din diferența de plăți într-o anumită situație. Și mai există și acel tip de contravenție când nu există un obiect al contravenției, un bun material care poate fi evaluat. Cum ar fi, de exemplu, încălcarea unei reguli, nerespectarea termenului de depunere a unei declarații vamale, spre exemplu. Aici nu ai un bun care poți evalua și, respectiv, în asemenea situație, legiuitorul a reglementat că, în asemenea cazuri, în caz de încălcare, sancțiunea va fi stabilită într-o sumă fixă, exprimată în lege, de la un cuantum minim până la un cuantum maxim. De asemenea, codul stabilește, deja impune organul vamal la luarea decizii în materie de sancțiuni, să țină cont de caracterul proporțional al sancțiunii, astfel încât să asigure o echitate între gravitatea faptului și natura faptei ilicite cu sancțiunea care se aplică. Un principiu care era și anterior, dar cumva nu era obligatoriu, nu era reglementat în mod expres. Acum îl avem deja scris negru pe alb, cap de căpătâi, ceea ce impune un organ vamal să se ajusteze. La capitolul reprezentare avem o inovație. Să zicem așa, dacă codul vamal anterior stabilea, în ghilimele zis, acel monopol pentru brokeri vamali, că dânșii practic doar puteau fi reprezentați vamali, începând cu 1 ianuarie, această are de activitate deja a fost cumva liberalizată, astfel încât orice agent economic care respecte exigențele din articolul 39.42, mare parte cerințele pentru un AIO, atunci el este în drept să devină un reprezentant vamal. AIO, agent economic autorizat. Da, ca să completezăm, cumva agent economic autorizat, acel agent de încredere, care cumva acordând organ vamal acest statut un agent economic, el cumva ajunge în acea listă de încredere, având și mai multe beneficii, care cred că o să vorbim deja ulterior. Ce să zic, la capitolul implementare, ca să finisesc gând,
rândul, da, într-adevăr avem o încercare bine pusă la punct deja de la sfârșitul anului 2023 și până chiar și în perioada anului 2024, toți colegii din cadrul Serviciului AMAL sunt adernați în emiterea ordinelor, procedurilor, întâlniri cu experții din UE, fapt ce a generat la finele anului 2023 elaborarea și emiterea mai multor ordine care pun în aplicare acele prevederi din codul AMAL, acele formulare noi de declarații care urmează a fi aplicate. Însă avem mult de lucru. Abia suntem, ca să nu spun o pondere, la jumătate de drum sau mai bun, dar încă avem foarte mult de lucru și este loc. Eu sper că în anul 2024 o să fie cel an în care noi, ca instituție, o să putem să ne mândrim că am ajuns la o implementare juridică full a codului VAMAL. Dacă îmi permiți, Veronica, aș vrea să precizez aici, ați enumerat toate aceste inovații. La care ați văzut impactul imediat cel mai mare din ceea ce ați enumerat? De exemplu, după mine, digitalizarea mi se pare foarte importantă. Foarte dacă spuneți, da... Anastasia, foarte cât ai sesizat, într-adevăr, un prim impact a fost anume asta, când la 1 ianuarie 2024, noaptea, prin Leușeni, vine declarația mal digitală, brokerul și agentul stau în Chișinău, liniștit, se aruncă declarația, scuda o primește, se validează, lucrurile merg cap-coadă. Da, ăsta a fost un impact major, chiar start din ora 000 a anului 2024. Al doilea cel mai mare impact a fost dreptul la replică, care deja ne face pe noi un pic mai disciplinați. Pentru că acum, în vamă se întâmplă foarte multe dezacorduri, au loc foarte multe dezacorduri, agenții sunt nemulțumiți de intervenții organului vamă, nu sunt de acord, poate cu poziție și dreptul la replică acum ia amploare. Într-adevăr, avem o bătaie de cap cu acest drept, ceea ce este foarte bine. Exact, eu asta am vrut să zic. Ghilimici, nu că se va strică negativ, da. Și noul cod VAMAL a mai prevăzut anumite aspecte care au fost pe larg politizate, cum ar fi cel legat de obligația pentru agenții economici din stânga Nistrului să contribuie cu taxe vamale la bugetul național. Câți dintre ei s-au conformat și ce volum de încasări aveam? Așa. La capitolul conformare, toți s-au conformat. Acei agenți care nu s-au conformat nu mai fac importuri. Nu mai pot să vămâi mărfuri cu destinația stânga Nistrului dacă nu achiți taxele vamale. Cumva declarația nu se validează. E simplu, că bună ziua. În același timp, referindu-ne la statistica vamală de la începutul anului cât s-a încasat, ajungem la cifra în jur de 67-68 de milioane de lei. Taxele vamale încasate de la agenți economici pentru mărfurile care pleacă în stânga Nistrului cu condiția ca să rămână în stânga Nistrului. Aici ar fi o remarcă de atras atenția că scutirea dată de TVA, zicem așa, că ea a mai rămas, ea intervine doar atunci când agentul din stânga Nistrului importă mărfuri cu destinația ca să fie consumate și să rămână acolo. În situația în care mărfurile revin pe teritoriul Republicii Moldova, deja aceste mărfuri sunt impozitate total, adică cu acel TVA care nu s-a încasat. Aici tot, dacă Anastasia pot să dezvolt un picuț ceea ce a întrebat, doar că aș vedea un pic alt aspect. Tot destul de mult cred că a dat bătăie de cap codul VAMAL vechi, haideți să vedem dacă codul VAMAL nou a rezolvat problema asta, atunci când se primesc coletele și dacă este posibilă recepționarea sau vânuirea acestora în cazul în care apar obligații fiscale de la distanță. Știu că erau foarte multe probleme, că persoanele trebuia să se deplaseze, de exemplu, din nordul țării la birou VAMAL Leușeni pentru a devama, să spun așa, un produs care depășește valoarea respectivă. S-a schimbat ceva pe procedura asta cu nou cod VAMAL? Cum reacționați voi la astfel de proceduri? Când am început a discuta la capitolul modernizare, Jana, cumva, da, juridic vorbind, lucrurile au avansat un pic, însă avem și partea de tehnologii, da, de modernizare, de dezvoltare a sistemelor informaționale. La capitolul vămâirea coletelor poștale, deși juridic este reglementat dreptul de a depune declarația de la distanță, acel formular H6 sau H1 pentru vămâirea a coletelor, la capitolul IT încă un pic suntem în dezvoltare. Abia acum suntem în regim de test. În luna martie a fost deja testată formularul simplificat H6. E acel formular de declarație folosit pentru acele colete care ajung până la valoare de până la 1000 de euro. Adică serviciul AMAL vine cu această formă simplificată de a declara bunuri, astfel încât orice operator economic și sau persoană fizică se poate declara fără a complica lucrurile. Deja H1 implică o formă mai complexă de declarare și se aplică pentru acele colete
metode care sunt mai scumpe de 1.000 de euro, mai valorate decât 1.000 de euro. La moment este posibilitatea de a declara sau de a depune declarația anuală H6 de la distanță, doar că persoana fizică trebuie să aibă accesul la sistemul informațional. Acum este deja mecanism de înregistrare a unei persoane fizice în sistem. Deja avem chiar cazul când au fost depuse declarații H6. Deci, nevoie, mă scuzați, dacă puteți deschide parantezele că o persoană fizică trebuie să se registreze. Pentru a se înregistra în sistemul informațional VAMAL, la moment este suficient doar depunerea unei cereri la birou VAMAL centru, fizic, nord sau sud, pe e-mail, nu e nicio problemă. Adică forma digitală nu a fost anulată, codul administrativ permite depunerea unei scrisori, petiții într-o formă electronică, cu respectarea tuturor regulilor care se impune de lege. În asemenea situații cu garnisarea copiei buletinului sau actului de identitate cu acea persoană străină, spre exemplu, care are o carte de, nu știu, residență în Moldova sau ceva, se înregistrează acel ID, acel utilizator în cadrul sistemului informațional, care permite deja persoane să declare prin depunerea declarației anuale. Acest lucru de fapt se aplică numai la poștă, dar și la alte bunuri, cum ar fi mașini sau alte bunuri care o persoană fizică dorește să le importe. Oricum, serviciul VAMAL și-a propus ca scop dezvoltarea modalității de depunere a declarației anuale la poștă și prin intermediul operatorilor poștali, astfel încât dânșii să cumva să ajungă la acest statut de reprezentant VAMAL, cum de fapt este și ruie. Că nu e mare secret că o persoană își comandă careva bunuri, dânșul își alege de pe site automat prin ce operator de poștă să-și livreze mărfurile și dacă achită acele taxe care operatorul poștal le va declara la organ VAMAL de import a țării unde pleacă coletul. Suntem acum în discuție cu toți operatorii din țară ca cumva să ajungem la acel parteneriat soft și fizic pentru ca să putem declara prin intermediul lor. Că atunci se poate depune declarațiile având reprezentare de persoană fizică. Și acest lucru este valabil și pentru plata dreptul de import. Tot dânșii fiind în drept și pot chiar cadrul legal și cel vechi și cel nou permite ca o persoană tertă să achite pentru altă persoană. Având la bază iarăși un contract de mandat, să zicem așa. Deci, contractul de mandat ca și procedură e un pic mai greu. Simplu formă prin bifare pe site. Adică aici deja operatorul poștal trebuie să-și dezvolte mecanismul astfel încât... Mandat electronic. Da, poate fi nicio problemă. Cum comanzi ceva online, ai pus bifile, ai dat încredințare companiei X să-ți livreze marfă și tot ea să plătească, să declare. Da, eu am încercat, apropo, și într-adevăr este așa, doar că trebuie companiei respective să expedeze buletinul în formă electronică. Apară acel raport juridic între dumneavoastră și compania care vă reprezintă în fața organului VAMAL sau altor instituții. Da, dacă tot am ajuns aici, haideți să discutăm un pic despre acest subiect care vizează majoritatea cetățenilor, cei care comandă online produse de pe diverse site-uri internaționale. Acea limită de scutire VAMAL a fost micșorată de la 200 la 150 de euro și foarte multă lume s-a întrebat dacă este această modificare făcută în interesul cetățenilor. Vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți care a fost rezultatul. Oamenii au început să se limiteze ca să nu depășească acest plafon sau au crescut veniturile din această sursă? Sincer, la momentul când s-a implementat sau s-a introdus aceste modificări în noul cod VAMAL, cumva am avut și noi temerea că ar exista un risc ca cumva să scadă încasările la buget. Însă, cumva să fiu sincer, încasările au crescut. Comparativ cu anul 2023, aceeași ianuarie-aprilie 2024, avem 64-65% în majorări la încasări la capitolul bunuri importate prin intermediul apoștelor. Lucru dat se explică anume prin diminuarea cuantumului, care deja un bun care era ieri scutit, alt nu e scutit. Asta e unul. Și doi, sunt o categorie de mărfuri care nu sunt aplicabile scutire. Adică ele se impozitează de la zi. Cum ar fi tutunul, parfumurile. Exact, parfumurile. Exact. Că, apropo, e o pondere foarte mare. Din analiza care noi am făcut-o în februarie, parfumurile, într-adevăr, joacă o pondere mare. E acel volum de mărfă care, practic, e cel mai mult care se importă. Menționat acest majorare de 60% aproximativ. Despre ce sumă aproximativ ar fi vorba? Aici o să mă îngreunie să transmit. Vreți să știu dacă e ceva considerabil? Sau... Zicem așa că nu schimbe viața Republicii Moldova. Nu, că noi vedem supra-solicitarea planului setat pentru serviciul VAMAL și vrem să știm dacă și asta contribuie. Dacă imediat chiar n-am stat să văd care e suma.
Mai este un factor foarte interesant. Având vedere că s-a diminuat acea limită neimpozabilă, cumva există un boom de creștere a numărului de colete. Uh-huh. Chiar de 3 ori, chiar aș putea spune. Una, se explică prin aceea că oamenii... Exact. Fie oamenii sunt deprinși și le comod comandii prin online, fie există fenomenul că acel coleg care cândva l-aducea printr-o, un lot de marfă acum îl împarte. Aici intervine deja vigilența funcționarului vamal, care este obligat să asigure respectarea caracterului ocazional al lotului de marfă pentru a fi scutit. Adică, într-o situație în care vin 2-3 mai multe colete într-o perioadă scurtă de timp, organul vamal este obligat să întrebe destinatarul dacă coletele 2, 3, 4, 5 și mai departe poartă un caracter ocazional, pentru că numai în asemenea situație se acordă scutirea. Și dacă destinatarul nu poate confirma acel caracter ocazional, se impozitează de la zero. Ocazional versus, înseamnă non-comercial. Dacă tu o faci da, pentru... Da, ar fi cumva scopul ăsta. Adică cumva tu intri... Ai văzut o ofertă, ai intrat, ai cumpărat-o. Nu, pur și simplu, fiecare zi tu comanzi câte o bluză sau niște Adidas acolo. Da, cam care este perioada asta? De exemplu, dacă eu, ca simplu cetățean, vreau să-mi comand ceva de pe anumite site-uri și să nu depășesc acest plafon de 150 de euro, contează ca să nu se afle mai multe colete concomitent în vamă? Sau cum? Nu există regulă aici, din câte știu eu. Zici un coleg de mine, foarte bună întrebare. Să fiu sincer, din practica UE, noi făcut să mă analiz anterior când am încercat să definim acest caracter ocazional, că cumva mulți se întreba, băi, dacă e o zi, două, o săptămână, o lună. În România, de exemplu, e 15 zile până la o lună. Adică cumva să ia, dacă aduci mai mult colete în 15 zile, automat de la 2 în sus, deja se consideră impozitate de la zero. Bun, în spațiu e deja în general se impozitează tot de la zero. Dar în fine, în Polonia era la 2 luni. Deja ține de Republica Moldova să specifice. La moment nu avem un termen stabilit. Există o tendință de a-l defini în timp, adică cumva de a-l explica în așa mod încât cetățeanul să cunoască, băi, dacă îl aduc până la 5 zile, nu încalc nimic. Dar pe de altă parte, cumva dăm acel, nu știu cum se spune, acel imbold de a face o oarecare ilegalitate. De a împărți zilele. Dacă nu-i prevăzut, dacă nu-i prevăzut de lege, da, încearcă cumva să te gadrezi și o să fie tot bine. Cumva e că aici suntem, la limita asta de legal-ilegal. Eu mă gândeam tot tangențial legat, dacă tot suntem încă la codul vamal nou, zonele economice libere. Un subiect care tot a strânit foarte multe discuții anul trecut. De fapt, discuțiile veneau din două dimensiuni. Prima dimensiune care ținea de schimbarea regimului, în așa fel încât de la servicii vamal auzeam că nu se schimbă mare lucru cu regimul ăsta nou, că practic rămâne tot aceeași. De la cei care erau rezidenți ai zonelor economice libere auzeam că uite, odată cu schimbarea regimului se schimbă cardinal lucrurile. Și momentul din care asta se întâmplă, că tot e, din câte știu eu, au trezit multe discuții dacă momentul trebuie să fie imediat la punerea în aplicarea noului cod vamal sau totuși este respectat garanția care este acordată rezidenților zonelor economice libere de a aplica un regim care este mai sever, să zic așa, într-o perioadă mai târzie după punerea în aplicare acestor legi. Într-adevăr, fierbințeala acestui subiect cumva s-a lăsat simțit prin faptul că legitorul a fost impus să reglementeze în dispozițiile finale și tranzitorii a noului cod o normă expresă care să garanteze acel drept prevăzut de legea PAS 40, legea veche cu privire la zone economice libere, acea garanție de stat care cumva stipula că acei rezidenți ai zonei economice libere au un drept de a activa conform cadrul legal, să zicem așa, vechi, încă 10 ani de zile după intrarea în vigoare a unor norme legale noi care sunt un pic mai aspre sau careva mai aspre, hai să spunem așa că sunt nouă. În asemenea situații, da, într-adevăr, în codul vamal nou avem acel termen de 10 ani de la intrarea în vigoare a noului cod vamal, adică până în 2024, 2000 plus 10 ani, 2034. Dar nu mai mult de termenul de funcționare a unei zone, că zonele au și ele un termen, unele expiră în 29, în 30, așa mai departe. 25. Exact. Avem și așa zonă. Da, exact. Deci, rezidenții zonei economice libere, începând cu 1 ianuarie, sunt în drept să-și aleagă regimul vamal fiscal cu care vor să lucreze începând cu 1 ianuarie, anume bazând pe norma respectivă care le permite, fie lucrează în procedura nouă, fie lucrează în procedura veche, care le presupunea cadrul legal ca atunci. Ce se schimbă în cadrul legal nou? Acei agenți economici, rezidenții ai zonei care produceau, să zicem așa, care aveau o activitate industrială în zonă, dacă, conform
conform cadrul legal vechi era suficient doar plasarea mărfii în regim de zonă economică liberă. Acum, deja, pe lângă faptul că marfa se consideră în zonă liberă, dânșii sunt obligați să o plaseze și în regim special de perfecționare activă, ceea ce implică autorizarea și prezentarea unei garanții. Marea problemă cu garanția. Cu toate acestea, Codamal nou oricum oferă un avantaj. La depunerea unei solicitări întemeiate către organul VAMAL, autoritatea VAMALă este în drept să exonereze total de aceea, cum zicem așa, formă de garantare, sau să-i reducă cuantumul. În dependență de exemplu, AIO au din start o reducere de la cuantumul garanției care se aplică 30%, pare mi se că să nu greșesc. Cumva legea e o acordare la standardele UE. În UE toate regimurile speciale, perfecționare în special, e doar lucrează cu garanții. Și pe vechi și pe nou, tot timpul lucrat cu sub garantare. Scopul garanției care? Ca să asigure funcționarea sau derularea conformă a regimului special. Și atunci când apare o obligație VAMAL, o datorie VAMAL în cadrul derulării neconforme, organul VAMAL stinge acea datorie prin exonerarea garanției. Cumva statul este asigurat total dacă apare un eventual datorie VAMAL dintr-o regiune specială, atunci el este cumva stins din contul garanției X. Tocmai asta voiam să întreb, ați anticipat cumva întrebarea la privința companiilor care activează în regim de perfecționare activă și care urmau să achite această să achite această garanție bancară la importul mărfii și banii urmau să fie returnați odată cu îndeplinirea tuturor obligațiilor vamale și fiscale. Deja am văzut că a fost înregistrat un amendament în Parlament ca să fie această perioadă de tranziție de 3 ani. E suficient această perioadă de tranziție și ce se va întâmpla cu acești bani înghețați, spunem așa, la importul mărfii? Pentru a face claritate la subiectul garanții, ar fi bine să înțelegem că garanțiile conform noului cod VAMAL capătă mai multe forme. Este forma cea mai simplă, o sumă de bani care se pun pe contul unic, ceea ce a spus dumneavoastră acum, care se zice mal, îi îngheață pe toată perioada derulării regimului special, ca ulterior la închiderea acestui regim conform și nu apare nicio datorie VAMALă, banii cei rămân la fel în contul unic, agentul fiind în drept să-i utilizeze după bună sau plac. Îngheață sau serviciul VAMAL și folosește? Nu, serviciul VAMAL nu folosește acești bani, dânsii cumva rămân pe cont, nimeni nu-i... sunt proprietatea persoane, de fapt, cumva așa. Dar e acea formă de garantare că dacă ceva s-or vine sau apare o irregularitate, de exemplu... Cel mai des, care e problema? Ai adus materie primă, ai făcut un produs, de exemplu, HUSA pentru un telefon anumit. HUSA, conform contractului respectiv, urma să plece înapoi în țara din venit materie primă. De exemplu, aduci materie primă din Italia, HUSA pleacă în Spania. În realitate, HUSA a ajuns în Chișinău. HUSA respectivă, valoarea care este stabilită conform, să zicem așa, tuturor regulilor, ea se impozitează. Aceasta reprezintă o irregularitate, un calci regimul de perfecționare. Că scopul lui care? Aduci ceva, materie primă, faci un bun finit și bunul îl scoți în afara țării. În situația în care el rămâne pe teritoriul și undeva, deja apare datoria VAMALă. Din de explicat de ce? Deoarece între concurenții neloială cu cei care au achitat toate drepturile din import. Exact, pentru că cel care importă HUSA din start sau materie primă și achită toate plățile, el are cheltuieli pe impozite, forță de muncă, că în zonă avem și un regim special pentru forță de muncă, impozitare diferită, fiscalitate diferită, adică există un avantaj economic pentru acei rezidenți care pot activa, dar cu scopul ca marfa să nu ajungă ulterior pe teritoriul țării. Deci să disciplineze agenții economici, regim de perfecționare 100% activă, e prima, și urma să ne povestești despre celelalte tipuri de garanții. Și a doua formă este forma angajamentul unui garant, care garant în asemenea situație putând fi o bancă licențiată din Republica Moldova, o societate de asigurări care are niște licență în domeniu și o terță persoană care este agreată în prealabil de către serviciul VAMAL. Spre exemplu, la capitolul bancă e simplu. Agentul economic pleacă la bancă, obține acea scrisoare de garanție bancară care se atașează la regimul respectiv, la autoritatea respectivă, iar un termen pe perioada de derulare acum a regimului.
nu-s fizic bani, e o scrisoare, e un act juridic. Banii sunt abenci. În situația în care vama solicită de la instituția garantă, banca în caz de față, acea datorie vamală care apare, banca este obligată să o execute în 24 de ore. Pentru serviciile acestea de garantare din partea băncii, da, operatorul economic achită o careva taxă băncii pentru utilizarea banilor băncii în caz de. Companiile de asigurări este o inovație în domeniul vamal, care cred că undeva cofangul noului cod vamal până acum nu era așa procedură de a garanta prin intermediul unei companii de asigurări. La moment avem doar discuții cu toate companiile de asigurări ca cumva să spargem gheața, vrem cumva să reglementăm o formă de garantare din partea dânșilor. A treia formă din partea unui terț, de regulă poate fi orice agent economic care are anumiți bani pe cont, de exemplu firma A vrea să garanteze pentru firma B. În asemenea situație, firma A se adresează serviciului VAMAL, obține acel statut de garant pentru compania adică X. Se duc niște verificări ca acea companie să fie capabilă să plătească. Solvabilitatea companiei, da, în mod obligatoriu, pentru că cumva ar putea să apară o situație că vine firma X și garantează, dar exact. El singur nu are lichidități și atunci ar fi banal. De fapt, toate aceste proceduri m-au împins la gândul ca să vă întreb, să te întreb, dacă vorbim despre acele proceduri care se întâmplă în vamă. Felul în care se urmărește, modul în care se realizează aceste proceduri sau eficiența acestora, timpul petrecut în vamă de către persoana fizică sau de către persoana juridică, alți indicatori de performanță care ar putea să ne ajute să înțelegem dacă performanța autorității vamale crește sau scade odată cu introducerea anumitor mecanisme, fie de digitalizare, fie oricare ar fi altele. Asta ar fi interesant de înțeles și de înțeles dacă se urmăresc astfel de indicatori și care sunt rezultatele acestor. Mersi pentru întrebare. Aici este o mică remarcă. În legislația UE nu există un termen pentru validarea declarației vamale. Noi în Moldova cumva l-am menținut. Anume, din considerentul ăsta, pentru a menține acea performanță și monitorizare a procesului de vămuire. Cumva, serviciul vamal încă are nevoie de o normă strictă care se reglementeze de când până când poate o declarație sau un proces de vămuire să dureze. Într-adevăr, codul vamal actual stabilește 5 zile pentru validarea unei declarații vamale, adică un proces de vămuire ar putea dura maxim 5 zile, dacă nu apar alți factori care pot interveni, de exemplu, alte autorități sau alte controle, și 3 zile pentru mărfurile care sunt ușor alterabile, pentru a urgenta procedura de vămuire. Bascuda cumva sistemul informațional al VEMI cumva și monitorizează acest termen, dând acea alertă pe intern, când se depistează o declarație că s-a validat peste un termen anumit. Fiind întreprinse inclusiv și acele măsuri disciplinare care pot să apară pe intern. În același timp, avem și o raportare de la zi la zi la declarațiile care rămân în lucru pentru a doua zi. Asta iarăși se verifică suplimentar de ce rămâne acea declarație. Da, avem acei indici de monitorizare care sunt necesare a fi respectați. Cumva organul VAMAL din 2012, de când practic ți-am minte că s-a implementat acest termen, monitorizează zilnic termenul de validare a declarației vamale. Și cum a evoluat ea în timp? Cumva, păi cum a evoluat? La capitolul o declarație vamală se controlează, să zicem așa, în funcție de nivelul de control care este aplicabil. Verde, galben sau roșu, hai zicem așa. Cordoarele, explic. Deci o declarație vamală fiind stocată pe sistemul în cadrul sistemului informațional vamal, sistemul îi atribuie un culoar de vămâire, în dependență de analiza de risc, de careva indici sau riscuri sau ce ar putea să fie acolo. Nu vamă, și sistemul vamal. Sistemul informațional. Asta e nivelul, hai zicem așa, zero de intervenție asupra unei declarații vamale. Sistemul informațional dictează funcționarului vamal, uite, declarația asta este ok, ea putea să fie validată pe culoare verde. Adică fără niciun control, fără nimic. Asta ar fi undeva 10-20 de minute fizic până deschizi, pui, apeși și mai departe. În linie generală, aici intervine al doilea nivel de control al funcționarului în sine, care cumva văzând un risc care poate nu l-a văzut sistemul informațional, este în drept să reruteze pe un culoar mai aspru de control, control documentar, acesta e galben. Deja control documentar presupune că inspectorul analizează însăși actele care sunt atașate la declarație, le contrapune cu datele din declarație și validează acea declarație dacă totul este conform. În caz contrar, deja face rectificările de rigoare, inclusiv cu sancționarea persoanei dacă s-a
săvârșit o faptă ilicită. A treia formă de control este controlul roșu, care de fapt implică controlul documentar cât și fizic, adică este necesar inspectarea fizică a mărfii. Este cea mai aspră formă de control. Cumva ponderea formei roșii sau cele mai aspre forme de control nu este așa de mare, dacă nu mă știu, mără, ultimul era în jur de 5%, uh-huh. Adică cumva Republica Moldova are tendința de a acorda acel vot de încredere mediului de afaceri, astfel încât să intervenim cât mai puțin și cât mai punctat. Ca să nu... În baza sistemului de riscuri care există. În mod obligatoriu, care se dezvoltă pe zi ce trece în sistemul vamal. Este una din pilonii de bază al sistemului. Și în aceste condiții, oricine când trece frontiera, mă refer la frontiera moldo-română în prezent, o să ne spuneți poate cum a influențat războiul din Ucraina în situația din vamă, lumea se întreabă ce sunt cu cozile astea de tiruri care tot stau pe loc și nu se mișcă. Da, aici e o întrebare chiar odată cu declanșarea războiului în Ucraina, într-adevăr, tot lanțul logistic de mărfuri, import-export din Ucraina către spațiul UE, fiind închise porturile și așa mai departe, s-au orientat spre calea rutieră prin Republica Moldova. Astfel, posturile vamale de frontieră, atât moldo-românii și moldo-ucrainine, au fost supra-solicitate și avem deja practic 2 ani de când încercăm să facem față. Într-adevăr, este de salutat sincronizarea și conlucrarea între toate instituțiile țării, astfel încât toți intervin într-un proces de a gestiona fluxul de camioane cât mai repede și aici mă refer la IGP, la ANSA, la Serviciul Amal, toți cumva intervin în așa mod încât surgentăm acea trecere a frontierii. Da, există rânduri, nu putem să negăm, și atât se întâmplă de zi cu zi. Ce să zic, a crescut de 10 de ori volumele pentru țara noastră, dar, până la urmă, dacă se fac o comparație cu alte țări, cumva încă avem și o pondere foarte bună la trecerea frontierei, comparativ cu ungurii, spre exemplu, unde stau oamenii cu zile întregi. Nu pot să vă întreb care e soluția. La finele anului 2023, Guvernul Republicii Moldova a aprobat instituirea sistemului informațional de crearea rândului electronic. El acum se află în proces de implementare. Asta ar fi o soluție care la moment pare mi se activează chiar în Ucraina. Adică cumva agentul economic se înregistrează în acest soft informațional, căpătând acel loc în rând și nu trebuie fizic să stai acolo. Cumva asta ar fi ideea. Și când te anunță sistemul că gata, ești you're ready to go, ai mers în drum. Cumva există o descărcare, zicem așa, fizică, atât a drumului, cât și a rândului prin mijlocit. Totodată, Serviciul Amal, la recomandarea UMV, și-a propus pentru anul 2024 dezvoltarea unui mecanism de conlucrare cu toate țările care cred că suntem vecini, Ucraina și România, astfel încât cumva să asigurăm acele controle comune cât mai rapide, astfel încât să trecem frontiera cât mai repede. O one stop, hai zicem așa, acel oprire unică, zicem așa. Acum, bun, în partea română, de curând, de o săptămână, avem implementarea noului sistem tranzit în STS versiunea 5 și acolo cumva avem acel blocaj informațional, lumea cumva se adaptează, da, avem chiar zilele acestea, avem chiar în continuare rânduri din cauza procesării un pic mai greunate în partea română. Eu propun să trecem la un alt subiect de un mare interes pentru cetățenii Republicii Moldova, cel ce ține de importul mașinilor și mai exact de introducerea taxei, de introducerea TVA-ului de 20% din valoarea autovehiculului cu renunțarea treptată la accizele calculate în funcție de capacitatea motorului. Au fost deja vociferate temeri precum că asta ar spori corupția în vamă, fiindcă s-ar încerca diminuarea valorii mașinii, dar și că va încuraja oamenii să importe mașini mai vechi la mâna a doua. Cât de pregătit este Serviciul Vamal să implementeze această măsură și cum comentați toate aceste termene? Sensibilă întrebare. Cumva banal. Serviciul Vamal, una din atribuțiile de bază ale autorității vamale este verificarea corectării declarării valorii în vamă.
Păi, organul VAMAL verifică valoarea VAMAL pentru orice bun, inclusiv și automobile, dacă o să apară încestatea de a fi impozitate conform noilor reguli. Cum suntem gata? Păi, sistemul serviciu VAMAL are acel sistem informațional care presupune o generare de tranzacții anterioare, care sunt cumva filtrate, astfel încât prin intermediul lui să putem afla valori similare sau identice a unor bunuri, astfel încât să putem identifica dacă un cetățean sau o companie X cumva ar reduce efectiv valoarea acesteia, cumva ea apare în sistem, se evidențiază. Asta ar fi un prim factor care îl va utiliza serviciul VAMAL. Sistemul informațional de care dispunem noi acum. Deci automatizat, care, aproximativ, se va ști care trebuie să fie valoarea autovehiculului respectiv? E prea mult spus, e prea frumos, poate ar fi în viitor, la moment e doar cum se spun că sunt niște indicatori, așa, sau valoare de referință. E un volum de date care se colectează din totalul de declarații vamale care sunt stocate și validate în sistem per tipuri de marfă, cu valorile care deja au fost accesate de către organul VAMAL. Și deja un inspector, văzând un automobil în fața lui, care el are un dubiu asupra valorii în vamă, accesând sistemul acela, indicând aproximativ același automobil, an, serie, model, sistemul deja îi dă o valoare care deja a fost accesată anterior. Uh-huh. Cu toate actele în regulă, credibil și mai departe. Și cumva ai putea să vezi diferențierea, că nu poate un, hai zicem, o marcă de o mașină din același an coste azi 10.000 de euro și mâine deja numai 4.000 de euro. Este imposibil. Numai dacă nu are careva defecte fizice, care pot fi vizibile și pot fi demonstrate în urma unui control. Dar neavând nimic diferit, nu poate fi azi așa și mâine așa. Adică cumva există o uniformizare a acelui preț de import. Asta ar fi unul din momentele de bază. La întrebarea cu mașini, încurajare de a importa mașini mai vechi la mânătoare. De a descuraja. Aici aș vedea numai ca o soluție. Bun, una din soluții ar fi instituirea acelei taxe ecologice. Adică dacă mașina e mai nouă, taxa e mai mică. Cumva e stimula persoana cumpără un automobil mai nou, astfel încât să nu achizi taxe ecologice mai mari. Pentru că cumva există o tendință globală de a proteja mediul înconjurător, mediul prin acele taxe ecologice care apar și apar și apar. Una din trânsele ar fi pentru acele automobile care sunt mai vechi. Fiind o mașină mai veche, cumva și taxa ar fi mai mare. Și rămâne și taxa de lux? Taxa de lux și acum este, da, cred că o să rămână, nu cred că o să dispară. Dacă puteți deschideți parantezele, ce presupune această renunțare treptată? Sincer, aici sunt cumva ideea de renunțare treptată era versiunea numărul 1 a legii din discuția cu colegii de la Ministerul Finanțelor, cumva acum există și a doilea proiect. Cumva din 2026 se apară TVA-ul și tot, fără să mai existe o renunțare treptată la acciz. Eu știu de ce era renunțarea treptată introdusă atunci când a fost introdusă, pentru că să ne asigurăm că nu avem o cădere în mare parte în veniturile care sunt colectate de către serviciul VAMAL. Uh-huh. Adică noi nu știm nu putem anticipa exact comportamentul și agentului economic, dar și efectul pe care ar putea să-l aibă această substituire a accizei cu taxa pe valoare adăugată. Și atunci s-a luat decizie că se face treptat în așa fel încât până în momentul în care ar ajunge în ultima sa fază de excludere, da, de implementare, să se înțeleagă foarte bine cum funcționează acest mecanism. Dar ceea ce ați menționat mai devreme cu taxa ecologică, de fapt, la noi acciza la autoturism este o taxă ecologică mascată, să zic așa. Ar trebui cumva oficializată. Da, ea trebuie, într-adevăr, ea trebuie normal organizată în așa fel încât să aibă o formă și înțeleasă de toți, absolut, când trebuie să achizi, când nu mai caută omul simplu dacă asta e acciză sau e TVA sau e taxă ecologică, când trebuie să achizi în vamă o anumită sumă, de fiecare dată trezește multe emoții și când este o taxă ecologică, tu cel puțin realizezi că în momentul în care tu mergi pe ceva mai sau accept sau optezi pentru ceva mai ecologic, tu o să ai mai puțină taxă din start, adică să achizi. Dragi colegi, eu cred că noi ușor-ușor am ajuns la finalul acestui episod. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat această invitație. Am vorbit foarte mult despre procedurile care sunt făcute, despre acele progrese pe care urmează să fie implementate. Ne-ați dat o mică speranță vis-a-vis de modul în care multe mecanisme urmează să fie mai bune. Noi tare sperăm că dacă pe parcursul anului 2024 serviciul VAMAL se pregătește pentru ca să
fie conform codului VAMAL, va fi foarte înțelegător și față de agenții economici care și ei trec exact prin aceeași moară și trebuie să înțeleagă, să se pregătească și să nu mergem cu amenzi severe acolo unde noi singuri încă nu suntem pregătiți să acoperim segmentul. Aș vrea de asemenea să-i mulțumesc, Anastasia, a fost o plăcere să comoderez cu un profesionist în dimensiunea ta. Noi neapărat ne vedem cu dumneavoastră deja la următorul episod al podcastului. O să încercăm să vorbim un pic mai mult despre datorie sectorului public, să înțelegem mai bine cum ea se formează, cum funcționează tot ce înseamnă asistența externă care este acordată Republicii Moldova, pe ce se utilizează și cum exact sau cine exact decide cum asta se întâmplă. Astăzi vă spunem mulțumesc pentru atenție. Toate referințele la care s-a vorbit în acest podcast, toate documentele vor fi specificate în descriere la acest video. Podcastul este realizat de către Asociația Obștească FINEDU în colaborare cu Ministerul Finanțelor, cu suportul Camerei Americane de Comerț care ne găzduiește și cu suportul informațional al portalului Prives.eu și monitorul FISCAMD. Vă așteptăm și la următoarele episoade.